Această lege a procuratorii prevede evaluarea activității procurorului general și instituirea răspunderii disciplinare a acestuia. Prima întrebare este, veți promulga această lege? Am promulgat-o deja. Ați promulgat-o? Da. Fără a avea pretenții la ea. Acum întrebarea este, ce facem cu criticile aduse de societatea civilă, care spune foarte clar și pe bună dreptate că această lege poate fi periculoasă, se poate, adică aruncăm și copilul cu tot. Care copil? Unde? Ce aruncă societatea civilă? Păi, și vreau să spun foarte clar aici. Noi nu avem azi stat de drept ca să vină cineva, societatea civilă sau altcineva și să ne spună a, voi atentați la independența statului de drept. Noi nu îl avem astăzi. Noi suntem la etapa la care trebuie să creăm acest stat de drept. Asta este realitatea. Și toate recomandările lor sunt pentru situația în care ai stat de drept. Noi nu-l avem. Noi o să-l creăm și după aia o să ne îngrijim ca acest stat de drept să nu stea la cheremul politicienilor și să nu fie influențat. Noi avem astăzi niște rămășițe care vin din sistemul lui Plahotniuc, din sistemul altuia și așa mai departe. Cu oameni care, așa cum am zis, procurori și judecători care, o parte dintre ei, care fac parte din aceste grupări criminale, nici nu corupte, dar chiar criminale. Deci noi nu avem stat de drept și nu avem ce să păstrăm. Noi trebuie să construim acum stat de drept. Ce încerc să spun este următorul lucru. Mâine, la guvernare, vine altcineva. Da? Această, okay. Deci fiecare guvernare va demite procurorul și va numi un alt procuror. Pentru haideți, că acolo... haideți să, să punem întrebarea altfel. Legea din 2017, legea procuraturii, care se ofere cea mai mare independență. Deci a fost prin această lege, Plahotniuc și-a îndeplinit toate dorințele pe care le-a avut de influențarea procuraturii. A ajutat această lege cumva sistemul să se protejeze de influența politicului, influența nefastă a politicului? Nu, nu a ajutat. Pentru că pentru oamenii ăștia nu contează ce fel de lege este. Poate să fie legea aia să pună procurorul în jurul procurorului 10 lacate. Dar dacă e prost intenționat politicul, o să vină, o să șantajeze, o să șantajeze familia, o să facă orice vreți și o să scoată un om bun din funcție. Repede o să-l scoată. Deci nu oferă această protecție. Repet, noi nu suntem la etapa la care trebuie să protejăm sistemul. Noi suntem la etapa la care trebuie să curățăm sistemul. Și asta este absolut necesar, este fundamental pentru lege, dezvoltarea acestei țări. Această lege va fi aplicată până la curățarea sistemului? Revin. Când va fi aceasta? Cum s-a făcut reforma în România? Vă amintiți cum s-a făcut reforma în România? Nu a venit o lege. Justiției exact. A venit Ministerul Justiției exact. Și a asumat ministrul responsabilitatea, inclusiv politică, a numit procurorii la DNA și de acolo a pornit construcția unei instituții independente. Și doamna Monica Macovei, când a numit procurorii cei, nu i-a numit ca să-i poată controla. Pentru că ea era și este om cinstit și nu a avut de ce să-i fie frică de procurorii independenți. Așa este și cazul nostru. Noi nu are de ce să ne fie frică. Noi nu ne dorim procuratură care să fie dependentă de noi. Noi ne dorim o procuratură care să nu fie dependentă de tot felul de grupări criminale. Așa începe procesul. Altfel n-are cum să înceapă. Ce altfel stăm pe cerc vicios și ne complacem în discuții despre independența justiției, care până la urmă nu este independentă pentru că este dependentă de tot felul de interese de corupție. Așa o să construim și noi. Și asta s-a întâmplat și în alte țări europene. Discutam chiar acum câteva zile cu președintele Letoniei. Exact așa s-a întâmplat și la ei. Deci noi nu avem astăzi stat de drept. Și pornim de aici. Noi trebuie să reușim să construim un sistem de profesioniști și suficient de puternic, care la un moment să-și preia toată responsabilitatea pentru sistem și pentru numirea procurorilor și pentru promovarea lor și pentru sancționarea lor și la fel în sistemul judecătoresc. Procurorul general Stoianoglu spune că se va adresa Comisiei de la Veneția, se va adresa Consiliului Procurorilor noi din cadrul invitat Comisia Consiliului de la European. Noi am invitat Comisia de la Veneția și să vină să discute aici și să vadă cum se întâmplă lucrurile. Și ce se va întâmpla în cazul în care
aceste legi vor primi aviz negativ. De ce să primească aviz negativ? Noi am consultat cu Comisia de la Veneția încă din 2019 proiectul de lege de curățare sistemului judecătoresc și al procurorilor. Și vreau să vă spun că nu suntem primul caz. Deci sunt mai multe țări în regiune. Și inclusiv este un caz la CEDO pe care l-a câștigat un guvern în fața unui judecător care a fost dat afară prin această evaluare extraordinară externă. Deci este și un precedent creat la CEDO când nu s-a dat dreptate judecătorului, s-a dat dreptate celui care a făcut această reformă. Deci nu suntem primii și cred că nu o să fim nici ultimii. Mai multe țări din regiune s-au pomenit în această situație cu un sistem corupt care nu poate să se curățe de unul singur. Și aceste lucruri sunt acceptate de către Comisia de la Veneția și de către ceilalți. Experții Transparency International, de exemplu, spun că prevederea potrivit căreia Comisia de Evaluare a Performanțelor Procurorului General se constituie în termen de 10 zile de la inițierea procedurii de evaluare lasă loc de interpretări și suspiciuni. Acum, orice poate să lase loc de interpretări și suspiciuni. Contează intenția. Și eu am spus, noi acum trebuie să construim stat de drept. Și noi ne dorim ca cei mai buni procurori să ajungă și să poată să participe în acest concurs și să avem în sfârșit un procuror general care își asumă reforma procuraturii. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă să construiască o echipă puternică la Procuratura Anticorupție în primul rând. Uh-huh. Și să nu pună oameni care lucrează pentru Platon. Să nu și ia vice procurori care fac jocurile lui Platon sau a lui Plahotniuc sau ai altora. Să se construiască o procuratură anticorupție puternică după tipul DNA-ului din România. La fel și PCCOX și celelalte elemente. Deci trebuie să fie un procuror general care să poată să creeze condiții și echipe care să poată să lucreze pe dosarele, pe toate dosarele și mai ales pe dosarele de corupție mare.